Cine era tipul ăla cu care vorbeai în mașină aseară? A venit Iordache azi noapte. Nu obișnuiesc să lipsesc noaptea de lângă copilul meu. Se face pielea de găină numai când mă privești. V-am făcut o propunere și răspunsul nostru întârzie, mai mult decât vă puteți permite. Parcă mă hipnotizează, parcă mi-a anihilează voința. Știu ce spui. Mă cunosc foarte bine, cel mai bine. Iulia, nu? Realizez că o să o găsesc înaintea voastră. Ia zboarfele și trece acasă. Hai, du-te în măta. Nici nu m-a făcut așa. Adică să fim mereu hăituiți? Mereu aștept să vină rândul? De ce ai vorbit, idiot? Ai întârziat. Ai spus 2 minute. Vrei să fii soția mea? Da. Răspunsul meu e da. Dar de ce nu-i facem noi ceva lui Iordache ăsta? Vreau și eu să iau parte. De ce ai venit? O am pe Iulia, fata lui Cezar. Ia-te după mașina neagră. O să ne descurcăm? E doar un bărbat. Din start e un handicap. Frumoasă. Uite, ia, poate te gândești să mergi mai repede. Stai la loc, dă, mi-ai dat destul. Poate să face piciorul în ea oricând, mai unde să te arunci în București. O să fii și iertul în Sena. La primul stop ne întâlnim. Eficiență, da, și discreție. Vom ce vrem de luat de acolo și am plecat în liniște. În principiu, n-ar trebui să dureze mult. Văd că ai moștenit calitățile artistice ale lui maică-ta. Din păcate, picioarele lui taică-ta. Te știi cu ai mei? Da. Da. Suntem prieteni vechi. Iartă-mă că ți-am întrerupt acest spectacol. Frate, ai un pistol în mână! Spune-mi ce vrei să faci și nu te mai strădui să fii funny. Dar nu poți să mergi mai repede, te rog eu frumos. Eu am 80 la oră în oraș, ce vrei mai repede? Uite, dacă e ceva, plătesc eu amendă, dar te rog frumos, mergi mai repede. Ia, hai, ridică-te tu, ușurel, ușurel, ușurel. Hai, cât zbor creierii, cât ești tu de fata lui inginerul, hai. Ușor, ușor, fără mișcări bruște. Bună consumația asta, că nu trebuie să te mai percheziționezi. Ușor, da? Ne întoarcem ușor. Hai. Îmi dai mie ăla, da? Te rog. Hai. Așa, bravo. Ce face șoful? Intră?
moment. Să nu faci vreo surpriză. Haideți. Vă rog frumos, stați aici 10 minute. Păi vezi pe ăștia. Stai în mașină și hai să mergem de aici. Vă rog frumos, 10 minute. Mai stați aici 10 minute. Hai, bă. Vreau vie și nevoie tomată, da? S-a înțeles. Zi odată ce avem de făcut fiecare. Păi Iordache trebuie să afle cu avem pe Iulia. Și cum facem asta? Leo, te duci la casino și spui lui Ștefan cu ai pe Iulia, fiica inginerului. O am pe Iulia, fata lui Cezar. Și de ce să te crede? Eventual vă faceți și un selfie să fie mai credibil. Asta e de azi. Nu știu dacă apuc să-i livrez informația asta. S-ar putea să-mi sară la beregată de cum intru pe ușă. Capacitatea de gâlceavă a lui Ștefan se limitează la cuvinte. O livrez rapid. O am pe Iulia, fiica inginerului. Te mă omoară, mă! Lasă-te, dracu, băi, îmi pași. Parcă am fi în filme cu proști. Bun, și după aia? După aia o să te dea afară. Și oamenii lui Iordache o să te urmărească până îi aduci la Iulia. Și dacă nu-l dă afară? Dacă îi spune perfect, du-mă la ea. Atunci ne bazăm pe tine să-l calci pe orgoliu, pe Ștefan. N-am venit la tine. Am venit la binefăcătorul tău, la șeful tău. Tu ești doar un angajat. Zii să mă caute. Hai, ieși afară. Ieși că pun băieții să-ți după picioarele. Și atunci o să se enerveze și o să te dea afară. Și oamenii Iordache o să te urmărească până îi conduci la Iulia. Tu trebuie să ne ții la curent, să ne spui dacă e agățat sau nu. Dacă e agățat, îi plimbi frumos și duci la tine la atelier. Îi ții acolo toată noaptea, planton. Barbuie pe poziție și o să te ajute. Dimineață, o iei la pas. Te plimbi vreo două ore, panicat, improvizezi. Vezi ce faci. După două ore, te duci la mormânt la Roxana. Să țineți minte că oamenii ăștia vă urmăresc tot timpul. Acolo vii tu, Nela. Ei nu știu cine ești. Lasă floarea pe mormânt. Sunt pe aproape? La vreo 30 de metri distanță. Improvizați, faceți ce vreți. În momentul în care o să vă despărțiți, o să se despartă și ei. O parte o să vină cu tine, o parte o să vină cu tine. Aș vrea să mă împingi de câteva ori. După aia îmi dai o palmă. Așa, mă dă pe pământ. Cât sunt? Trei. Doi bărbați și o femeie.
Femeia e mai aproape, bodyguardii sunt un pic mai departe, în direcția opusă. Unde sunt? Ea e în stânga, bărbații sunt în dreapta. Aș vrea să te duci pe aleea cu femeia. E mai bine să te urmărească ea cu imbecilia, mă descurc eu. La șine despărțim. 1, 2, 3 și în cealaltă direcție. Tu nu trebuie să te lași prins. Tocmai ai fost caftit și abia ți-au trecut vânătăile. E bun, am râs. Tu te lași prinsă, Hans. Dar trebuie să le dai impresia că nu vrei să fii prinsă. Vezi că o să merg la intimidare și o să vrea să scoată tot ce pot de la tine. Și le spui tot. Tot adică ce? Că Leo ți-e client vechi, nu și-a plătit datoriile, vezi tu. Deci a fost cu tine și nu te-a plătit? Da. Și? Păi avea toți dragii pe el, o lună de zile a venit și mi-a zis că el are bani pe card, că nu știa că n-am POS, că unde mi-e POS-ul, că de ce n-am POS-ul. Doamne, iartă-mă, unde să țin POS-ul, că-mi vine acum în cimitir, să zic. Poți să le zici ce vrei. Important este să-i aducem aici. Îi fac eu pe fraier, nu se pune problemă. Perfect. În momentul în care i-am adus aici, Leo ne ține la curent, îl anunțăm pe Barbu să o ia pe Iulia. În momentul acela începem să organizăm câmpul de luptă și mai avem 40 de minute la dispoziție. De atunci începe numărătoarea inversă. Nu răspunzi la telefon. Am avut timp. Dar ce dracu ai avut mai important de făcut? Cum s-a descurcat Nela? Perfect. Mai ales că am urmărit o tipă. Una brunetă, frumoasă. Am mai văzut-o pe la casino. Carla. Ce plăcere. Intrăm? Face parte din nou decor? Nu te-ai putut abține. Și încă nu suntem chit. Dar lasă că ne reglăm noi, că nu-i momentul acum. Hai cu aprovizionare. Ia să vedem ce jucării. Trage, sunt eu. N-aș putea să rămân. Ai văzut că m-am descurcat. În niciun caz. Oamenii ăștia zvor capul și nu e o metaforă, să știi. Ai fost utilă cât s-a putut. Ia zi, tanti, așa e? Chiar vrei să mă omorâți? Eu zic că dacă scapi vie azi, să duci să-l întrebi pe tatu. Ce căcănărie a făcut acum 20 de ani. Și dacă nu-ți răspunde, încearcă la mata. Poate te lămurește. Vește frumos în Paștere, mă zic, că nu ne batem pe burtă. Tibi, pe poziție. Da, șef. Mă duc la intrare. Michi. Suntem gata, da? E mai bine să nu rămâi. E riscant și pentru mine, dar pentru tine e condamnare sigură. Mergi cu Barbu și ne vedem mai târziu. Promiți. Promit. Cu parașuta ce facem? O
ducem în camera de sus. Stă-l păstrez eu deocamdată. Hai, Sigtir. Nu e nimeni aici. Lasă arma, Vlad. Și tu lasă arma jos. Thank you.
mine. Uită-te la mine. Uită-te la mine, ești bine. Uită-te la mine. Tibor, uită-te la mine. Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei. Uită-te. Vlad, cheamă salvarea. Cheamă salvarea, Vlad. Uită-te la mine. Nu, 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 nu. Te rog să nu tragi clapa, nu tragi clapa. Te rog frumos. Nu, nu. Uită-te la mine. Ești bine. Ești bine. Vine salvarea, da? Respiră, respiră și stai treaz. Vine salvarea. Tibor, uită-te la mine. Da, vreau, da, da. Da, vreau, da. Mi-ai promis. Mergem în ecuator și stăm acolo. Și m-am gândit la ce ai spus tu apropo de noi doi și de Vlad. Că nu el e viața noastră. Noi doi suntem viața noastră și fetița noastră. Ochii verzi. Va pleacă. Durerea celor care rămân n-are legătură cu cel plecat. Are legătură cu ei, cu golul dintre ei. Dislocă o bucată din cel rămas până când cel rămas rămâne doar o carcasă umblătoare. Moartea. Singura promisiune de care ne putem ține. Unde crezi că pleci? Nu vreau probleme.
Am făcut ce mi s-a spus să fac. Tu uiți cu cine vorbești? Nu, nu uite, domnule Cristoloveanu. Numai că mi s-a spus... De ce mă e de prost? Ia zi, unde ai găsit-o pe Fina? Domnule Cristoloveanu, mi s-a spus să o aduc acasă și am adus-o. Mai mult vorbiți cu domnul Vlad. Vă rog. Trebuie să fug acasă. S-a întâmplat ceva? Iulia, au găsit-o? Nu cred că... Adică nu mă mai pot întoarce. E în regulă, mă descurc, asta e liniștit. Nu, nu mă întorc nici azi, nici mâine. Cred că o să lipsesc câteva zile. Păi și eu ce fac? Te descurci. Da. Mă descurc aici, la muncă. Nu de asta îmi fac griji. Ce fac cu Iordache? O să vină să mă întrebe de tine, o să vrea să afle unde ești. Iar tu o să-i spui adevărul. Că habar n-ai unde sunt. Nu o să mă creadă. O să încerce să afle de la mine ce face, eu nu știu. Iar dacă simte când e mințit. Dar tu nu o să-l minți. Pentru că chiar nu o să știi unde o să mă aflu. Dacă o să vrea să-ți facă rău, o să te ajute Cezar. Bine. Așa facem. Dar dacă Matei pățește ceva din cauza ta... Te ascult, continuă. Mă ameninți? Te avertizez. Drum. Ce dracu l-ați adus aici, mă? Ce vreau, la spital? Hai, deci... Tu te un doctor, ceva? Termină cu prostile, ce doctor? Dă-mi niște whisky. Ha? Stai așa.
Stai, uite aici. Ți-a apăsat. Da? Da. Bine, rezolvăm. Gata! Gata! Ține. Gata! Ia vezi că nu mai respiră. Respiră, dar leșinat. Ce? Moare. Stai așa, imediat. Imediat. O să aștept o reînșir. Pentru că eu am răbdare. Și tu știi asta. Uită-te la mine când vorbesc cu tine. Mă urăști? Ce mama dracului ți-am făcut de mă urăști? Ce ți-am făcut? Uită-te la mine când vorbesc cu tine. Uită-te la mine! Să te atingă, copilul meu! Spune, te-am atins! Te mai mir după aia că fuge de tine? Iulia... te-a lovit? Te rog eu frumos, spune-i că nu te-am lovit. Hai, te rog.
Ține-te de asta. Da, ce vă să fac? Așa, ce să fac? Moș mai duce că are gurița dulce. E gata. S-a terminat? Da. Dumnezeu să-l ierte. Țin-o că mă trage în groapă! Lasă-mă să mă duc la el! Țin-o! Mă bate! Lasă-mă, nu pot să-l las singur, nu pot să... Lasă-mă! Lasă-mă! Singur, te rog, Carlan, ar trebui să-l vadă și un doctor adevărat? Termină, Ștefane, cu doctorii tăi. Dacă n-am murit până acum, nu mor nici de acum încolo. Păi ce faceți numai voi, veți? Roșu-i un pahar. Nu știu dacă se face bine, nu? Nu. Ți-am turnat o sticlă de whisky pe gât, serios. Hai, că e mult până și pentru tine. L-a fost de nevoie. Acum vreau să beau și eu de bucurie. E puțin într-o... Ștefane, cine e Răzvan? Îl știi pe un Răzvan? Răzvan, Anuței, care Răzvan? Păi ce faci tu? Mă întrebi pe mine sau eu te întreb pe tine? Unul mai micuț. Da, da, da. Așa, pare isteț. Da. Da, e fratele lui Adrian. Ce-a făcut? E fratele lui Adrian? Da. Și ce legătură are cu Vlad? Nici o legătură. Mă rog, Vlad se mai duce uneori pe la tata Petre și pe la tanti Maria în Colentina. Poate de acolo să fie vreo legătură. Dar de ce să duce un tip care în Mahalaua are niște pensionari?
cred că se simpatizează, așa. O fi o fan. Eu l-am dus prima oară acolo, cred. Sau nevasta mea. Răzvan lucrează pentru Vlad? Nu. Nu. La un moment dat am vrut eu să-l angajeze Vlad la proiect, la casino, pe un post de PR. El e jurnalist, independent, știi? Artist ăsta fără operă. Dar nu, e... duce... Cum spui? El te-a împușcat? Ce fraier ești. Hai că mă fac să răci, mă doare operația. Ștefane, tu n-ai un casino de condus? A, da. De obicei îl conduceam de la birou, dar acum o să mă duc prin sală să mă spăl pe mâini capila din pant. O să trăiască. Ah, vezi că șeful are nevoie de calmante și aici niște țigări. Da, doamna Maria. Eu dau de Răzvan. Știi ceva de el? Da, e cu mine. E ok, nu s-a întâmplat nimic. Dă-mi la telefon. Nu pot să vii la telefon acum, dar e în regulă. Cum adică nu-i cu tine dacă ai zis că e cu tine? Mama, Răzvan e ok. Nu poate să vorbească la telefon. Da, stai liniștită, e în regulă. Adrian, îi dăm băiatul la telefon. Răzvan, mama ta vrea să vorbească cu tine. Nu. Vorbește cu maică ta, te rog. Răzvan. Răzvan. Uite și vorbește cu tante Maria. Începe să-și facă grijă, apoi și ea și nea Petre. Hai, du-te. Telefon. Te-am sunat de două ori și n-ai răspuns. S-a întâmplat ceva? Unde ești, Răzvan? Am niște probleme cu semnalul. Știi că am... un jaf de telefon și trebuie să-l schimb. Răzvane, nu-mi place cum sună vocea ta. Hai acasă. Nu pot acum. Mai am ceva de terminat. Mai am de lucrat la un articol și mă așteptă Vlad cu niște chestii. S-ar putea să dorm la Vlad. Că o să se facă prea târziu. Știu că nu-ți place să umblu pe străzi. Ai grijă ce faci, Răzvan. Că v-am visat urât și pe tine și pe... Și pe mine și pe cine? Și pe frate tu. Erați amândoi într-o apă mare. Mă rog, eu... Prostie, hai. Hai să nu ținem ocupat telefonul lui Vlad. Hai grijă. Ce faci? Și dăm telefon. Dacă nu ajungi, să știu pe unde ești. Pa.
Să rămână, tante Maria. Eliza, tu ești. Ce faceți aici? Sunteți bine? Da. Dar, Matei, ce faci? Unde e? Cine? L-am culcat deja, l-am culcat. Ce-a făcut azi? Era asta toată ziua cu Nea Petre și-a meșterit în atelier? E bunatic, dar se simte bine. Tante Maria, luați ăștia. Aș vrea să contribui și eu cu ceva. Mă rog. Eliza, mamă, ia-ți banii înapoi. Cum să-mi dai bani? Eu știu că tot ce faceți dumneavoastră pentru mine și mai ales pentru Matei nu se poate cumpăra cu bani. Dar, vă rog. Vă rog, lăsați-mă și pe mine să vă ajut. Hai, spală-te pe mâini și să mănânci, că se răcește mâncarea. Tanti Maria... Bătrânești tu. Te-au făcut. Ne-au făcut. Au jucat în fața ta o piesă de teatru proastă și tu ai căzut în capcană. Problema e că... glonțul l-am încasat eu. Mă rog, ți-ai mai spălat din păcate că tu mi l-ai scos, da? Vezi? Consecințele faptelor tale le suport eu. Nu te uita așa la mine cu ochii ăștia nevinovați. Nu cred că putem avea o discuție cu tine în starea asta. Bine să-ți amintești că Leo a venit în biroul ăsta, că ți-a aruncat o momeală pe care tu, practic, ai înghițit-o pe nemestecate. Tu m-ai trimis să-l urmăresc. Acum ce faci? Practic îmi reproșez că te-am ascultat sau... Te știu paharul. Nu îți reproșez că m-ai ascultat. Îți reproșez că nu ți-ai dat seama că e o cacealma. Și momeala lui Leo, e adevărat că eu am înghițit-o. Îți reproșez faptul că te-ai plimbat 24 de ore până ți-au intrat tocurile alea în fundul ăla frumos. Și nu ți-ai dat seama că eu cacealma. Asta îți reproșez. Până la urmă, tu cum ai scăpat? Legat cu niște funii de o bară. Eram în spate sus. După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Tibor, s-a creat un haos. I-auzeam urlând care mai de care. Și practic au uitat de mine. Ne mergi. Cine l-a împușcat pe Tibor? Un bodyguard care a murit. Tu realizezi că Vlad și Leon n-o să-ți ierte asta niciodată. Mai vedem. Și, Răzvan, de ce te interesează? Mi-a salvat viața. A venit acolo la momentul oportun. De asta vreau să știu cine e și ce legătură e între el și Vlad. Nu poți să-ți imaginezi ce față a făcut Vlad când l-a văzut. E un puști. Poate a avut o reacție așa de... cine vrea să vadă un pușcat un puști? Nu. Vlad? Răzvan! Răzvan! E mai mult decât atât ce trebuie să aflu ce e. Cred că e important. Nu crezi? Sigur. Zi-mi de Eliza. Nimic
mai mult decât ce știi deja. A jucat la câte capete a putut. Și practic, în afară de copilul ăla, nu dă doi bani pe nimeni. Asta e tot. Măcar știm punctul slab. Ar trebui să o întreb despre Răzvan. Dacă tot stă în pensiune gratuită la el acasă, nu? O să încerci, dar femeia minte cum respiră. Știi că specialitatea mea sunt femeile mincinoase. Greșesc? Deloc. Vrei să-l găsim și să-l filăm între timp? Să ne uităm un pic cu cine se întâlnește, ce învârte? Obligatoriu. Cunoșteai de mult? De foarte mult timp. A murit din cauza mea. Ce căutai tu acolo? Dar tu ce căutai acolo, Vlad? Ce legătură ai tu cu Iordache? Răzvan. Tocmai mi-am îngropat cel mai bun prieten al meu. Urma să se căsătorească. Trebuia să aibă copii, trebuia să fie un om fericit. Alături de Michi, care este cea mai bună prietena mea. Durerea pe care o simt eu în momentul ăsta nici măcar nu se compară cu ceea ce simte Michi în momentul ăsta. Stau eu cu tine noaptea asta. Nu e nevoie. E mai bine așa, Michi. Nu e ok să stai singură. În primele nopți cel mai rău. În toate nopțile o să fie cel mai rău. Rău nu trece niciodată, așa e, dar... Înveți să trăiești așa cu rău în tine. La, te rog, lasă-mă în pace. Lăsați-mă în pace, nu dai, vă rog. Și eu ce vrei să fac? Unde vrei să mă duc? Nu pot să mă duc la barcă. Trimite la mascații, mă face carne de mici. Asta e, n-avem ce face. Trebuie să rămân la tine. Ce-s astea? Cheile de la Tibor. Și ce vrei să fac eu cu ele? Vreau să te duci acolo. Te rog, Leu, eu nu sunt în stare. L-am lăsat acolo, în pământ. L-am lăsat acolo și am plecat. Toți. E singur, Leu. Te rog, eu du-te acolo și... Nu știu, stai pur și simplu acolo. Poate că felul ăsta nu se mai simte atât de singură cum în prima noapte. Te rog, Leo, te implor că nu sunt în stare, te rog. Se duce, se duce, gata, se duce, dar nu mai plânge. Leo, spune că te duci, da? Mă duc, Michi. Mă duc, gata, te rog, încetează. Mă duc. Îți promite, fratele meu. Mă duc. Mă întreb odată. Ce căutai tu în barul ăla? Iar eu te mai întreb pe tine încă o dată. Tu ce căutai acolo? Da, Tibor a murit din cauza mea. Că a intrat pe ușa aia ca să mă salveze pe mine. A murit din cauza mea, dar n-a murit din vina mea.
Că nu e vina mea că erau 100.000 de pistoale către ușă. Și pe unul dintre ele îl țineai chiar tu, Vlad. De ce te uiți așa la mine? De ce te uiți așa la mine ca și când aș fi un rahat cu ochii căruia tu nu trebuie să-i te justifici? Vlad, m-ai făcut părtaș la o crimă. Am aruncat pământ cu lopata pe omul ăla. E dreptul meu să știu. Spune-mi ce căutai acolo. Spune-mi ce căutai acolo. Ce legătură ai tu cu Iordache, Vlad? Puteai să fii tu. Ce să fiu eu? În locul lui Tibi, puteai să fii tu ăla mort. Am fost la limită. Și acum închipuieți ce-ar fi zis mama ta dacă eu o sunam și spuneam că tu nu mai ești. Ce-ar fi spus? Poți să realizezi lucrul ăsta? Bă, nene, a murit un om și tu vorbești din mama? Hai să o lăsăm pe mama deoparte. Hai să ne gândim la mama lui Tibor. Nu ai de ce, e moartă de mult. Vlad, te rog frumos. Te rog frumos, fii sincer cu mine. Răspunde-mi la întrebare, am omorât un om. Am omorât un om. A murit din vina mea, te rog frumos, fii sincer cu mine și spune-mi, ce legătură ai tu cu Iordache? Nu tu l-ai omorât. Așa e Tibor, un câine credincios. Asta face Tibor. Nu știa altfel. Nu știa să facă altfel. Așa e el. Te rog frumos, stai departe de oamenii ăștia. Nu au limite. N-au limită? N-au limită? Păi și atunci eu ce dracu caut cu tine în mașină, Vlad? Spune-mi și mie. Tu ești mai frecventabil sau cum? Tu ești ăla bun și sunt ăia răi. Dacă tot vorbim de limite, Vlad, hai să vorbim și de limitele tale. Că ți-ai îngropat cel mai bun prieten în pădure, ca pe un câine, fără sicriu, fără cruce, fără nimic. Și după aceea stai și-mi vorbi și mie de maică mea și de limitele oamenilor. Stai, să te pleci. Dă-mi drumul, vreau să plec. Răzvan. Vreau să plec, dă-mi drumul, ipocritul dracului care ești. Ipocritul dracului, că mă duc și vă dau pe toți în gât la poliție, lasă-mă. Ia mâna de pe mine, vreau să merg acasă! Băi, nu mergi nicăieri, că Iordache te omoară, mă! Du-l la mine. A, la tine unde sunt în siguranță, nu? Mai du-te, bă, și măta! Nu să nu te iei de mamă. Nu înțeles? Ce mașină. Ce oară când îl sun și nu răspunde. Am crezut că vrei să o lovești. Da. Iartă-mă. N-ai scos nimic, Doleanu. Nimic. Nici o remușcare că n-am făcut atâtea griji. Nici măcar un iartă-mă. Ar fi fost ceva. Să intre fita pe ușă și să spună iartă-mă. N-avea cum. Seamănă cu tine.
vreau să plecați de aici. I-am spus deja să-și facă bagajul. Tu când vii? Imediat ce termin pe aici. Ai grijă de nebună să ții legată dacă e nebună. Te aștept acolo. Ai înțeles? Da, mă aștept să cum. Am să vin cât de repede pot. Să se potrivească cu ochii tăi. Păi bine, mă, tipi, zic, dar puii mei că e siclam. Ce am ochii siclam? Siclam era? Siclam, dacă zic. Dar din ăla de ți se strepezesc dinții numai dacă te uiți la el. Dar păi dacă îl pui pe tine. Zice, nu, că tu ai ochii verzi. Și când eram în Istanbul, pe barcă, aveai ochii verzi de tot. Și aveai vesta aia de salvare pe tine și era exact culoarea asta și... Atunci te-am iubit eu pe tine cel mai mult. Mamă, ce subtil ești. Te holbesc ca la mașini străine. Arăs foarte bine. Mă bat puțin. Mă bat un pic. De ce te panichezi așa? Dar mă panichez, doar că sunt curios. La mese, nici n-am văzut că ai venit. Bine. Păi atunci mă duc la mese. Că acolo ai curaj să te uiți la mine. Bine. Băiatul tău a fost un înger. Ai avut noroc. Halal noroc. Nu mai zici așa. Unii caută iubirea toată viața și n-au parte de ea. Tu ai iubit și ai fost iubită și asta e tot ce contează în lumea asta. E mai important ca orice, mai important ca banii, mai important ca tot. Ascultă la mine că știu ce zic. Că am băut și zic adevărul acum. Nela? Tu te pricepi la spiritism?
frumoasă mică rotundă. Bibi, să știi că s-ar putea să nu mai prindem ziua de mâine. Altceva? Noi doi suntem mercenari. Trăiești pentru tine, dar mor pentru alții. Când stai mereu în bătaie, puștii mai devreme sau mai târziu, tot o pățești. Hai, vii? Unde? La mine. Și așa mă lăfâi în garsoniera aia de... Am înțeles tot. Dă-i, Tibi. Trage. Trage! Nu pot! Nu pot să trag! Te iert, Tibi. De acum ești al meu. Și eu sunt al tău. Noi doi împotriva lor, înțelegi? Brigadă! O să-i facem pe fraieri să regrete. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, e împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, pentru că ta este împărăția, puterea și slava. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tibi, dragă. Tu rămâi, nu? Normal. Viața mea e în mâinile tale. Asta-i casa ta? Wow! Ivana, Răzvan, Răzvan, Ivana. El e fratele tău? Ha? Ești fratele lui? Da, poate să fie, n-am eu treabă. Eu sunt. Eram în trecere, sunt aici, afară, în fața porții și vreau să te întreb dacă... ești în regulă. Alo? Ce cauți aici la ora asta? S-a întâmplat ceva? Nu mă... Te eram în
trecere, pur și simplu, și am trebuit să văd dacă sunteți în regulă. De ce mă tot întreb dacă suntem în regulă? Ștefane, ce se întâmplă? Ce pui la cale? Pun nimic la cale, nu fi paranoic. Atunci? Pur și simplu, mai trec uneori. Speram că poate îl văd prin curte. Na, mi-am dat seama că e așa târziu. S-a culcat? Da, doarme. Mai vorbește în somn? Câteodată, da. Drona aia, se mai joacă cu ea sau s-a stricat deja? M-a nebunit cu drona aia. Mai avea puțin și se culca cu ea în pat. Trebuie să găsesc undeva o dronă de pluș ceva. Ar fi o idee. Auzi? Tu știai că fratele tău e detectiv? Hmm? Știi că e șpion? Mata Hari, știi? Mata Hari. Vezi că nu suportă să ne înjuri de mamă. Răzvan, am să te rog să ne lași puțin singuri. Răzvan, nu ne lași puțin singuri. Stăm aici amândoi și lăsăm pe domnul Vlad să ne povestească despre aventurile lui de spionaj. Ivana glumește. Nu. Ivana nu glumește. Omul ăsta este un prefăcut. Și eu nu am secrete cu el. Așa că stai aici. Ivana, poate că Vlad te-a mințit. Și pe mine m-a mințit. Dar el e gazdă, eu sunt un safir, așa că o să-l ascund pe el. Auzi? El ți-a făcut asta pe față? Asta? Nu. Asta mi l-a făcut cineva care mă iubește. Domnul Vlad nu mă iubește. Domnul Vlad mă urmărește. Du-te, mă, băiatule. Pleacă de aici. Domnul Vlad e un securist și un turnător. Ce ochi frumoși ai. Curați. Fugi. Domnule Vlad, ultima fotografie? Să avem dosarul la zi? Vana. Ia una de pe mine! Avea dreptate porcul ăla. Eu sunt cârtița din firmă. O să-mi explici? Ok. Cu Răzvan, cum se înțelege? Răzvan? Bine, cum se înțeleagă. E mai mare și na, Matei îl admiră.
Mai lasă să te mai joace la el pe calculator, îi mai arată un alt. Știi cum e. În seara asta abia am reușit să-l culc. Trebuia să-l aștepte pe Răzvan, care... Nu știu, trebuia să-i aducă ceva sau să facă ceva împreună. Nu înțeles exact. Zăna e acasă? Nu. Are o iubită. A? Da, a sunat-o pe tanti Maria și a spus că nu vine acasă în seara asta. Da. E mare. Da. Răzvanel e bărbat acum, nu e copil. Da. Hai să nu te țin. Fă și te culcă, poate. Și tu poți. Ai grijă de tine. Noapte bună. Să fiu. Nu știu, Vlad. În ultima vreme nu prea mai știu lucruri multe despre tine. Nu mi-oferi nimic. Ce bei? Ce bei și tu? Ți-am mulțumit că ai adus-o pe fiime acasă. De fapt, a adus-o Barbu. Chiar, unde era? Știu de la început, nu ești, nu? Nenorocitul. De când a dispărut, n-am dormit o noapte fără să am coșmarul. A luat pastile cu pumnul fiecare seară. Am fi dat totul ca să știm că trăiește și că am făcut de bucăți și aruncat în dâmboviță. Începând de azi, nu ne mai cunoaștem. Nu mai contează cât te-am învățat în pușcărie, nu mai contează ce ți-am dat
când a ieșit. Nu mai contează. Recunoștința e pasăre rară și nu ești nici primul, nici ultimul care scuipă în strachina din care am înfulecat ca porcul. Și încă ceva. Să-i spui trădătorului ăluia să nu-mi iasă în cale că-l termin. Ce trădător? Rahatul la cochi pe care l-am făcut om și i-am ținut spatele în pușcărie. Tipi e mort. Cum e mort? Cum e mort? L-am pușcat Iordache. Am făcut un plan să-l atragem în cursă și n-a ieșit cum am vrut. Înorocit. Tu ai folosit-o pe fimea drămoară? Puteți să fie împușcată! Lasă acum! Era departe cu barbă când a venit Iordache. Nu mă asigura de asta. Să te ferești. Nu uita că exist. Și n-am să te iert. Niciodată. Inginere? Dușmânia ta cu Iordache nu e a mea. E a ta și eu aproape am murit pentru ea în Turcia. Și pe unde dracu m-ai mai trimis? Poate nu te-am ascultat tot timpul și ți-am încălcat regulile astea stricte ale tale. Dar am fost loial. Dacă decizi să ieși pe ușa aia și zici că eu nu mai exist, asta e. Da. Fără tine eu nu eram. Întrebări să spun. Și de data asta o să mă răspunzi. Marcel. Iordache. O iubesc. Iubirea e lucru mare. La ce v-a făcut domnule Dălureț în halul ăsta? În afaceri, sentimentele se exprimă în... cifre. Eu nu vă doresc să treceți până ce trec eu acum. Iordache, e chestie să te lovească unde te doare mai tare. Matei! S-a făcut cam târziu și nici nu pareți în cea mai bună stare. Soția mea este totul pentru mine. Să te lovească unde te-a mai lovit. Fata tati, beleaua ta. Oricum, nu mi se pare deloc cinstit să n-am dreptul la niciun fel de viață, pentru că tu n-ai știut să ții fusta pe tine când a trebuit. Ce facem? Hey!
oare tu ești? Ați luat ceva ce mi-aparține, domnule Cristoloveanu. Bănuiesc că sunteți conștient că asta va avea urmări. Cum adică nu mai e? Matei a dispărut. Adică ieri. Ce s-a întâmplat? Vlad. Matei! Dacă ai vreo legătură cu treaba asta, te omor, Vlad. L-a luat cineva! Nu i-ai spus nimic mamei. Nu i-ai spus nimic tatălui meu, care era să moară de tristețe din cauza asta. Matei! Cum ai putut să nu-mi spui nimic?